No, bună ziua, oameni buni, eu sunt Red Viper, adică Moarte din Carpați, și astăzi am să vă prezint un joc foarte horror. Așa că vom da start. Bun, se încarcă. Din câte am auzit, jocul ăsta e foarte horror și foarte interesant. Așa că de asta m-am gândit să-l joc pentru voi, ca să vedeți cum mă cac pe mine. Nu că n-ar fi prima dată. I woke up in the middle of night. I feel nervous for no reason. Da, foarte interesant. Haideți să vedem domnul ăsta ce are pe aici prin cameră. Da, un telefon. Și o lampă, bineînțeles, m-am trezit din pat noaptea, iar acum hoinăresc pe aici ca un beat. Ia uitați, am aici și o... Ce naiba e asta? O vază și niște... O, da. Bun, iar aici nu mă pot urca pe scaun. Nu mă pot urca pe scaun, dar pot să sar pe el, ia uitați. Am sărit pe scaun. Bă, dar ce deștept-s, bă. No, bun, haide să deschidem ușa. F. Ok. Bun, it's very strange. I don't remember such a long corridor in the hotel. Adică nu mă amintesc să fi fost aici un coridor lung. Foarte interesant. Ia uitați ce tapetat e covorul ăsta. Foarte, foarte scump a fost. O pictură foarte interesantă, da. No, e bun. Îmi place muzica asta. Vouă nu vă place? Oh, da. No, până aici e bine. Hai să mergem cu talent mai înainte. Du-te, du-te, am să-i dau un nume personajului acesta. O să-l cheme... O să-l cheme Florin. O, da, mă, Florine, hai să mergem. Mai are o leacă de vot că Florine nu merge, nu pot să iau. No, dă-o în pula mea. Deci Florina o să se ducă să vadă ce se întâmplă în acest minunat spital de nebuni. Adică în hotelul acesta. Îi se poate spune și așa. Ce dracu s-a auzit? O pica scaunul ăsta și eu nu mi-am dat seama. Oare ce se întâmplă aici? Nu pot să-mi imaginez ce se întâmplă aici, dar vreau să iau cuțitul acesta. Dar nu pot, bineînțeles. Pentru că eu mă apăr cu mâinile goale. Oameni buni, sunt foarte deștept. No, e bun. Hai să vedem înainte. Direct înainte, da, o pictură de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Da, iar o vază. E bun, aici e un peisaj din Ardeal. Nu vreți să vă aduc și eu patei Ardeal, oameni buni? E foarte bun, patei Ardeal cu fainoșag. No, e bun, hai să mergem spre camera asta întunecoasă. Să vedem ce se poate întâmpla aici. Ce dracu, copil mic? S-a auzit un copil mic, oameni buni. Deci aici sunt copilașii. Haide să vedem pruncii. Merem spre Dumnezeu înainte. F. E bun. Încă o cameră de sinistrați. Iar aici este niște vodka. Opa, am auzit niște pași. Nu putem să luăm vodka. Nu putem. Ceva vin din ăla frățez, mă. No, e bun. Hai să mergem direct înainte. Nu se mai aude nimic în jocul ăsta. Nici muzica nu se mai aude. Deci e foarte, foarte ok. Bănuiesc. Uite o masă ruptă în două, da? Cineva e aici, sigur. Dar eu nu mă tem. Pentru că eu sunt Florin cel neînfricat. Florin curva luptătoare. Da. Ce interesant este acest peisaj, oameni buni. No, bun, aici presim că o să mi se întâmple... Dracule! I-a rămas umbra, ia uitați, oameni buni. I-a rămas umbra la dracul ăla. Asta e ceva foarte înfricoșător, oameni buni. Dar sper că dumneavoastră nu sunteți la ora de culcare acum. E bun, un tablou ieșit din pereți, oameni buni. Și aici un dulap în care este un mort, așa-i? Nu pot să deschid. Cred că m-aș și înfricoșa dacă l-aș deschide. Aici e pivnița, cred. Da. N-am să gat, oameni buni, jocul acesta.
acum, dar să fac o parte a doua. Iar o masă ruptă. E bun. No, hai că ne pricepe, mă. Hai că mai leacă. Ia uite aici. Bă, dar ce frumos e locul ăsta, mă. Nici în alte jocuri n-am găsit așa un loc. E cel mai interesant joc. De fapt, e începutul jocurilor de groază, după cum le-a spus unor prieteni de-ai mei. O, da! Salutări, domnule, ce mai faci? Cum îți mai merge? Da, foarte bine, stai acolo de câțiva ani buni. Da, o lampă pe jos aruncată, iar aici presimt că o să se întâmple ceva. Da. Ce interesant. Nu pot să iau craniul ăsta de pe jos. Să mi-l bag în buzunar, poate o să am nevoie mai încolo. Da, deci nu pot să fac nimic, pot doar să merg înainte. Iar aici este pivnița lui Ștefan cel Mare. Da. Admite, se admite, da. Nu pot să sar pe aici, mă, oare? O, ba da, pot. Dar acum trebuie să... Ce dracu, mă? Oare ce e aici, mă? Nu prea înțeleg. Aici e ceva de sărit jos. Bine, o să sărim aici jos, dar nu o să ne mai putem întoarce niciodată. Pentru că eu sunt Dumitru cel neînfricat. Adică Florin. Nu uitați că am spus Dumitru. Ceea ce se remarcă. E bun, aici e o torță. Adică mai multe torțe. Dar presimt că aici este ceva foarte... Ce s-a auzit? Mă, mi-e frică, oameni buni, mi-e frică. Da. Pariu că tu o să ieși de acolo și o să-mi dai două, așa-i? Dar îți dau eu două înainte. N-am apucat. Da. Nimic interesant. E bun, hai să mergem pe aici, direct înainte. Hai să-i facem jocul la omul ăsta. Cred că este un om bolnav care are halucinații acum și visează în somn. Cred că de unde-i sângele ăsta o să mă atace ceva. No, dar mergi, mă, Florine, mă, înainte, mă. Mergi, mă, cu viteza luminii. Haide! Nu! Ce s-a auzit? I hear somebody breathing behind me. Adică cineva respiră pe sub... Da, pe sub podeaua asta, cred. Aici e întunecat, oameni buni. O să deschidem și ușa asta. Vai, dar ce... Drace, iară copile, tu ești... Mă, copile, iară trei Pampers-ul. Să ți-l schimb. O, da, ce interesant, bă. Bă, dar e cel mai interesant joc ăsta. Cred că o să-l mai joc încă o dată și o să vă mai căcați o dată. Bă, dar de ce s-aș atâta de... departe ușile astea, mă, puse. Și aici e întuneric. N-am lanternă, n-am. Cred că mortul ăsta o să se scoale și o să-mi dea câteva. Dar nu-i bai. Că și dumneavoastră sunteți alături de mine, așa-i? Da, cineva schizofrenic de aici îmi face semne că trebuie să plec. Dar eu am să o iau direct înainte. Bă, dar ce? Zici că merg în căruciorul cu rotile atât de încet pot să merg. Și pe shift, dacă dau, merge atâta de bine, mă. Da. Da, domnule. Opa. Bă, ce dracu e aici? Fuck you! No! Un drac! Un drac mă urmărește, oameni buni. Nu știu ce să fac. Am să o iau direct înainte. Am să o iau direct înainte către... Acesta este creierul lui Florin, oameni buni. Oh, nu! 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 Fugi înainte! Fugi! Fugi! Fugi către... Salvare! Uai! Nu! N-ai să mă prinzi, n-ai să mă prinzi, îți promit eu, n-ai să mă prinzi, domnule. Tu, domnule, îmbrăcat în mama dracului știe ce.